care este scopul forumului și ce așteptări aveți de la acest eveniment? Avem la forum peste 60 de experți străini în diferite domenii, în sănătate, în educație, în protecție socială, în subiecte legate de incluziune, eficiență energetică și avem cei mai buni speaker locali, cred eu, oameni notori din aceste domenii. Discutăm despre provocările care sunt în regiuni, provocările care sunt la nivel de orașe, începând cu infrastructura urbană și finalizând cu soluțiile urbane. Și evident care ar putea să fie pașii și foaia de parcurs pentru noi, învățând lecțiile din acele trei crize mari pe care le-am parcurs cu toții și încă le parcurgem. Este vorba despre criza pandemică, criza energetică, criza refugiaților, toate aceste lucruri substanțial influențează nu doar sectorul social, dar și viața cotidiană, viața de zi cu zi a oamenilor în toate domeniile, repet, nu doar în cel social. Acum, obiectivul de bază este ca din acele zone pe care deja le-am dezvoltat ca și politici, sau care urmează să fie aprobate, sau care urmează să fie elaborate, pe unele sau altele componente, să fie formulate obiectivele pentru Agenda 2030 Chișinău Social. Asta ar însemna pașii pe care parcurgem propriu zis în implementarea diferitor obiective pe care le avem. Construcția de grădinițe, școli noi, centre de tineret. Ce facem? Modernizarea sistemului de sănătate, a spitalelor, dotarea cu echipamente, servicii noi, programe noi pentru tineri, programe noi pentru adulți, programe noi pentru copii, începând cu cei care aflați în situații diferite, aflați în dificultate, aflați în situații de risc, până cei care necesită îngrijiri speciale pe o componentă sau altă. Împărtășim ideile și practicile europene. Repet, sunt peste 60 de speakeri din 30 de orașe, cu o geografie foarte largă din America Latină, America din Nord, din Asia, din Uniunea Europeană cu certitudine, din România. Și eu mă bucur că aceste lucruri putem să le facem împreună. Cât costă organizarea evenimentului și de unde bani? Nu am o cifră finală, vedeți aici în spate. Sunt partenerii noștri care coparticipă financiar, este vorba de Casa ONU, mai multe agenții ONU, dar și partenerii privați. Acum avem partea de sponsorizare, avem partea de donații și avem cu certitudine partea de buget municipal. Când o să se termine toate activitățile, o să vă comunicăm exact cifrele. Dar eu cred că aici trebuie să privim lucrurile nu doar din perspectiva cum sau cât a costat. Repet, eu cred că a costat mai puțin decât o intervenție elementară acum pe alte evenimente publice pe care le desfășoară statul Republica Moldova. Important, ce avem ca și beneficii, ca și rezultat? V-am zis, în ceea ce ține de forul economic, la jumătate de an distanță avem investiții și contracte semnate în valoare de peste 300 de milioane lei și săptămâna trecută am avut un profil social aproape de realizare, deci este vorba despre o entitate în sectorul ciocană și sper că întrebările să fie de tipul de câte ori beneficiile au crescut în rezultatul desfășurării acestui forum. Eu mă bucur că specialiștii se pot întâlni, ei pot discuta și putem formula împreună lucrurile care trebuie să le realizăm, să arătăm la greșeli cu certitudine, să luăm în calcul ce am învățat ca și lecții într-o situație sau altă. Dacă tot ați vorbit despre forumul economic, despre ce fel de investiții este vorba? 300 de milioane? Este vorba și în sistemul social, și în sistemul de management a gunoiului și deșeurilor, și în sistemele de apeduc și canalizare. Acum suntem în căutarea aspectelor legate de tratarea namolului. Deci sunt foarte, foarte multe. Vorbim despre eficiență energetică. Eu cred că lucrurile arată mult mai bine la o jumătate de an distanță. Și da, vrem și în domeniul social să putem să vedem unde ar fi acele puncte de intervenție, să vadă și donatorii, să vadă și comunitatea
că lucrurile pot fi schimbate. Doar săptămâna trecută, mă întrebați, da? Doar săptămâna trecută noi am avut 3 instituții sociale la care n-a fost prezentă televiziunea noastră, dar sper că următoarea dată veți fi alături. Este vorba de copii cu autism și boli rare, un centru împreună cu partenerii noștri deschis. Este vorba despre un centru de învățare pentru adulți, un lucru foarte important după modelul Universității Populare din Germania. Și este vorba despre un centru de tineret. Al 5-lea centru deschis într-un an de zile în sectorul Botanica, acolo unde era o clădire părăsită, abandonată și plină de serinci în urma consumului de droguri sau a comportamentului riscant. Astăzi este un centru de tineret modern, iar cu o săptămână mai înainte am deschis grădiniți, vreo 3, probabil că în ultima lună și jumătate, la care televiziunea dumneavoastră tot n-a fost prezentă, mai tincă. Știu. Domnule primar, și unii consilieri califică acest eveniment drept unul electoral. Dumneavoastră, ce le răspundeți? Eu le răspund în felul următor. Deci, din anul 2019-2020, dacă vă aduceți aminte, cineva spunea că, uite, se face pentru prezidențiale. S-au făcut lucruri multe și gata, după asta nu se mai face nimic. După care au fost alegerile parlamentare, că se face pentru alegerile parlamentare în 2021. După 2021 au urmat cu tot cu criză alte proiecte, mult mai multe. Anul ăsta, la fel, orașul este în șantie. Nu, adică să comenteze. Deci să le spun eu că așa stau lucrurile sau altfel. Campania electorală încă e departe. Așa că, apropo, evenimentul trebuia să fie în luna septembrie. Noi, în mod intenționat, l-am mutat în luna mai, ca să nu existe niciun fel de interpretare în acest sens. Dacă e să ne ținem de comentariile consilierilor, atunci nu trebuie să facem absolut nimic. E campanie electorală, noi muncim. Dar vreau să vă întreb, la consilierii, nu califică evenimentele, de exemplu, organizate de guvern ca și campaniile electorale? Haideți să lăsăm aceste interpretări și să muncim. Ia uitați-vă, întrebați-vă pe toți oamenii ăștia. Consideră ei că campanie electorală sau că sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm azi și acum. Să facem să se întâmple, să se schimbe lucrurile spre bine, acasă, la noi. Care e programul? Adică 2 zile de forum, dacă aveți planificate, care va vizite, cine cu ce ale care au venit? Sunt 2 zile pline de forum. Acum se împart în 4 sesiuni. Deci, în total, v-am spus, sunt 7 paneluri, 13 sesiuni la acest eveniment. Nu avem loc liber pentru niciun vorbitor în plus, dacă mă întrebați. Discutăm, așa cum spuneam, despre orașul care trebuie să devină mai sănătos, nu doar Chișinău, orașul care trebuie să devină mai inclusiv, orașul care învață, oraș al generațiilor, oraș eficient energetic. Din toate aceste puncte de vedere, tot ce ne-am propus cred că va fi de o utilitate maximă. Dacă au program liber, da, este și în programul respectiv. Vom merge la Buciumu, este o entitate nouă la care televiziunea dumneavoastră n-a fost la deschidere, dar nu nimic, eu cred că dumneavoastră veți putea să recuperați aceste lucruri în viitor, veți găsi un pic de timp. Buciumu lui Tudor Tătaru, apropo, este o entitate extraordinară pe care noi am renăscut-o după închiderea și cred că era bine să veniți, măcar din considerentul că un jurnalist lucrează pentru televiziunea dumneavoastră, este fica domnului Tătaru sau cel puțin a lucrat, nu știu ce mai face acum. Vă invităm la Buciumu, este foarte frumos, noi am gândit acest spațiu, mai avem certitudini de lucru acolo, dar astăzi arată ca o entitate municipală care prestează servicii, care vorbește despre tradiții, care arată despre municipiul Chișinău și despre tradițiile noastre strămoșești, doar lucruri pozitive. Când mergeți acolo? Mâine mergem acolo. Astăzi, seara, din câte cunosc, o să meargă la Cricova, doar experții străini. Și sper să le putem arăta și din vinurile noastre frumoase, așa cum se face pentru toate delegațiile care vin din străinătate. La fel, am încercat să concentrăm în această zonă, în zona
în care ne aflăm, nu prea departe, deci vedeți că furșeturile sunt aici și toate spațiile care sunt utilizate în hol, la restaurant sus, pentru toată lumea, ca să nu dispersăm, să nu căutăm oamenii, pentru că agenda este foarte încărcată. Programul de sâmbătă este în felul următor. Sunt câteva instituții pe, la care vom merge nemijlocit. Sunt instituții cum ar fi centrele de sănătate, centrele prietenoase tinerilor, centre pentru adulți. Centre... Deci vom veni să arătăm în mod practic cum se realizează activitățile în teren și vă invităm și pe dumneavoastră să faceți circuitul acestor centre, pentru că eu cred că este foarte bine să arătăm că există experiențe pozitive, să vorbim despre probleme, să vorbim despre multiplicarea rezultatelor și proiectelor. Mulțumesc!